Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa și vă invit într-o călătorie în lumea textului narrativ. Astăzi vom vorbi despre narațiunea la persoana a treia, dar și despre cea la persoana a întâi. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Povești, romane, povestiri, toate texte narrative literare, ca de exemplu Ursul păcălit de vulpe, Amintiri din copilărie, inocenții, toate pânzele sus, fram ursul polar, Matilda, vrăjitorul din oz sau Hanuancuței. Să ne amintim, naratorul, adică vocea imaginară a autorului, personajele, acțiunea și indicii spațiotemporali sunt elemente specifice textelor narrative literare. Să observăm la ce persoană sunt verbele din textul următor. Într-o zi, pe la ora prânzului, văzând că bucătarul nu cheamă oamenii la masă, Anton Lupan, își vârâ nasul sub construcția de lemn și, lângă oalele care fumegau, îl văzu pe Ismail adâncit într-o treabă de lemnar, alcătuind un fel de ladă ciudată al cărei rost nu-l înțelegea. Nu cheamă, vârâ, văzu, înțelegea. Sunt verbe folosite la persoana a treia. Naratorul povestește la persoana a treia, deci povestește despre alții, el ne implicându-se în acțiune. Așadar, în acest fragment, avem o narațiune la persoana a treia. Să observăm și în textul următor la ce persoană sunt verbele. Am deschis sertarul cu grijă să nu fac zgomot și să nu mă audă tanti. Eram pregătită să văd lucruri nemai pomenite, dar tot ce am văzut au fost teancuri de hârtii și un caiet cu copertă neagră, tare, pe care scria ceva cu litere mari. Am reușit să le descifrez, jurnal. Am închis cu grijă sertarul și mi-am pus cheia în buzunarul rochiței. Apoi am ieșit pe ușa dinspre curte, evitând să mai trec prin bucătărie. Am deschis, să nu fac, eram, să văd, am văzut, am reușit, să descifrez, am închis, am pus, am ieșit, să trec. Verbele sunt folosite la persoana întâi. Naratorul este și personaj, povestește despre sine, participă la acțiune, este implicat afectiv. În concluzie, narațiunea este la persoana întâi. Să exersăm împreună. Ce tip de narațiune apare în textele de mai jos? Treceam pe o străduță complet pustie, și deodată am văzut în vitrina unui magazin de oglinzi o pisicuță neagră. M-am apropiat, i-am făcut semne, am încercat să o ademenesc, dar ea a rămas nemișcată ca un Sfinx, fixându-se indiferentă. În cele din urmă am plecat de acolo cu un sentiment de profundă jignire. Narațiunea este una la persoana întâi pe care o recunoaștem după verbele treceam, am văzut, m-am apropiat, am făcut. Cel de-al doilea text. În după amiaza zilei în care tatăl ei refuzase să-i cumpere o carte, Matilda porni singurică spre biblioteca din orășel. Păși înăuntru și se prezentă domnișoarei Fels, bibliotecara, apoi întrebă dacă îi se permitea să stea acolo și să citească o carte. Domnișoara Fels rămase destul de surprinsă de apariția acestei fetițe. Observăm, narațiunea este una la persoana a treia și identificăm verbele. Refuzase, porni, păși, se prezentă, întrebă, să stea. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Indicați la ce persoană se povestește în textul de mai jos. Ne-am apucat să facem desene cu cretă colorată. Fetele îl desenau pe Egor în forme cât mai caricaturale. Eu, însă, am desenat cu cretă roz coica pe care mi-o dăduse Egor. Ne-am plictisit repede de desenat, și deodată ne-am hotărât. Nu mai știu cine a fost cu propunerea să ne jucăm de a reginele. Mircea Cărtărescu, Rem Bucurați-vă de lectură! Succes!